Da, a susținut, de exemplu, domnul Biriș, reducerea TVA-ului la 9% pentru lucrări agricole, scutirea de la plata impozitului pe venit pentru cercetători, a coordonat, de asemenea, măsurile care au dus la restabilirea drepturilor soțiilor veteranilor de război. Știți bine, era o greșeală în vechiul cod fiscal. Da, vor fi cel mai bine, pentru că acest guvern, după cum v-a obișnuit, inclusiv ordonanțele de urgență le-a pus în dezbatere publică. Au fost, ca regulă, ordonanțele de urgență au fost puse în dezbatere publică, deși legea nu obligă la acest lucru. Așa se va întâmpla și cu... Așa se va întâmpla și cu această ordonanță de urgență și cu aceste măsuri de simplificare. Ele vin în completarea măsurilor de simplificare pentru cetățeni. Nu este niciun secret. Vor fi dezbătute în spațiu public, așa cum vor fi publicate pe Ministerul Finanțelor, și apoi vom vedea cum se adoptă.